Câinele meu. Că o să fie tuns câinele și nu știu ce și că mâine trebuie să duc la coafor și așa mai departe. Deci asta era cea mai nasolă. Ui, te-ai gândit la rugby în timpul sexului? Da, că se mâna puțin, știi? N-aș vrea să știu ce se mâna. Partea atletică? Nu, partea de contact fizic, de brutalitate, știi? Ah, ok, deci nu cu mingea se mâna ceva. Nu. Așa, pur și simplu, chestia de... Forțarea aia. Forță, știi? Ca anul viitor am bacul. Că ai picat bacul și îți vine în momentul ăla. Ai și tu o chestie de genul ăsta? Nu. Ca persoana cealaltă se comporte fix ca un bebeluș. Dar nu cred că o persoană poate să se comporte ca un bebeluș, adică... Sincer, really, in that moment, like... You'll never know. Facturile, da. Facturile, la muncă. Venea să mănânc un măr de pe masă. Ok. Asta a ajutat finalul, să zic așa sau nu? Neapărat. Eu m-am concentrat să se termine cât mai repede să mănânc mărul. Cu ce mă îmbrac mâine? Ce mâncăm mâine? Cât... Ce zi nașul mă așteaptă la birou a doua zi? La musca de pe tavan. Mă gândeam la ghetele mele de fotbal murdare pline de noroi că trebuie să le spăl ca meci a doua zi. Și asta a fost turn on sau turn off? A fost un turn on mare, mă gândeam, mamă, mâine când mă joc cu ele în ele curate. Cred că cea mai mare prostie atunci când faci dragoste e să nu te gândești la ceea ce faci atunci. Okay, sunt un tip pasional, așa că nu m-am putut gândi niciodată la nimic altceva. Ai fost 100% acolo. 100% acolo. Persoana, dacă persoana nu e ceea ce trebuie, nu zic neapărat cu relație. Persoana aia, dacă nu știe să facă atmosfera frumoasă împreună cu tine, n-are niciun sens sexul. Eu cred că tu îți dai seama că acum noi facem un reportaj sau un material pentru matrimoniale. Adică nu știu pe cine încerci să impresionezi. Nu vreau să impresionez. M-am gândit odată, a doua zi trebuia să mă duc la ceva gală de nu știu ce și m-am gândit ce tocuri să-mi iau. Și ce rochie să-mi iau și era cam nașpa. Se înțeleg că n-a ajutat asta la deznodământ. Nu prea. Că e ciudat că acum fac dragoste cu sora mea, era super ciudat, știi? Salut!